Nu era să ultimul meci din campionat, un meci vital. Fie pentru locul 2, fie pentru locul 1, având în vedere și rezultatul de aseară. Ultimul joc este un joc capital por secund lugar ori por primer. Depinde de duas coisas, da decisão de hoje do TAS. Depinde de două lucruri, de decizia de astăzi care se va da la TAS. E se houver jogo depois, depende do jogo do Cluj com o GFR. Em relação com o jogo, está o Cluj com o GFR? Se houver jogo e o GFR não ganhar. Dacă GFR não câștigă. Há uma luta a três na última jornada para ganhar o campeonato. Na última etapa, vai ser uma luta em três para câștigar o campeonato. Há um mês e meio atrás. O luna jumate în urmă. Perguntaram-me se eu acreditava que a decisão do título fosse na última jornada. M-ați întrebat dacă eu cred că titlul se va decide în ultima etapă. Eu disse que sim. Și eu v-am răspuns că da. Parece que não me enganei muito. Se pare că nu m-am păcălit foarte mult. Devido ao grande equilíbrio que há nesta liga. Asta înseamnă că e o ligă foarte echilibrată. Agora nossa equipa chorar depois jogo perdido contra Brașov e Sibiu. Também ganhamos no Steaua e no Dinamo, porque a gente dizia que a gente não ganhava. Da, câștigat la Steaua și la Dinamo. Podia-me perguntar também porque é que nós não ganhamos mais pontos na primeira volta e se calhar não precisávamos desse jogo do Brașov nem do Sibiu. Așa putem să întrebăm și noi de ce nu s-au câștigat mai multe puncte în prima în turul campionatului. Că credem că s-a luat în casă. Ca să nu mai fie nevoie de punctele astea cu Brașov și cu Sibiu, pentru că am înțeles că s-a pierdut cu Brașov aici. Cu Ceahlău aici, iertați-mă. Pur exemplu. Un exemplu. Noi în această altură chegăm la 16 jornadas pentru a acaba o campionat. În momentul ăsta mai o etapă până se termină campionatul. Temos un registru de 12 victorias, un empat și 2 derrotas. Până acum am realizat 12 victorii, un egal și 2 înfrângeri. Pense că e fantastic acest registru. Eu cred că linia asta de clasament e fantastică. Și luptăm în ultima jornada pentru titlu. Și luptăm până în ultima etapă pentru titlu. Pense că multă gente, sau quase toată gente, nu acreditava nisto. Iar eu cred că multe persoane sau cred că nimeni n-a crezut în asta. Considerați că și Cluj va juca la Vaslui pentru altă echipă? Așa și eu, Cluj, vor juca aici în nostru joc por otra echipa. Noi suntem obișnuiți să jucăm de asta formă. Ne-am obișnuit să jucăm cu echipe adverse care joacă de maniera asta pentru alții. Já falámos aqui várias vezes de que lutámos contra adversários e contra outros adversários. Am vorbit aici de mai multe ori că luptăm și contra adversarilor, dar și contra altor adversari. Ou seja, jogamos também contra as malas. Și știți foarte bine că la fel trebuie să jucăm și împotriva valizelor. Mas temos de ser fortes. Noi trebuie să fim puternici. E lutar contra isso também. Și să luptăm și contra acestor aspecte. Por isso, o que nos interessa a nós é fazermos o nosso trabalho e honrarmos a nossa camisola e o nosso clube. Pentru asta noi trebuie să ne facem treaba noastră, să ne onorăm tricoul nostru și clubul. V-a bucurat rezultatul de seară cu Steaua? Está contento porque Steaua ganhou antes? Não, a única coisa que nós tínhamos a certeza é que singurul lucru de care suntem siguri? Se o Steaua não ganhasse, garantíamos o segundo lugar. Dacă Steaua nu câștigă, eram sigur pe locul 2. Para já, temos o terceiro. Da. Așa, dacă a câștigat, e posibil să ajungem și pe locul 3. Mas nós agora queremos o primeiro. Dar noi acum ne dorim să fim pe primul loc. Não depende de nós, como é evident. Evident că nu depinde numai de noi. Mas o que depende de nós é esta vitória cu Cluj. Dar ce depinde de noi e victoria asta contra Universității Cluj. E depois? Vamos esperar. Și după aia să așteptăm și să sperăm. Sabendo că se empatarmos ou ganharmos, garantimos o segundo lugar. Dacă câștigăm sau facem egal, sigur să rămânem pe locul 2.
Am sperare. Și o să sperăm în continuare. Credeți că TAS va decide să joace locul în Crucea pe teren? Așa și că TAS va decide jugare cu acest joc Cluj contra CFR în campo? Aquilo que eu sei é que o que está a se decidir já está mal decidido pela Liga Romena. Eu, ceea ce știu și ce cred, e că ceea ce va decide TAS va însemna ceva rău pentru ligile care au dat decizia, pentru comisiile care au dat decizia în România. Os dois deviam ter perdido 3-0. Pentru că amândouă echipele ar fi trebuit să piardă 3-0. É isso que dizem os regulamentos. Astea sunt regulamentele. São ultrapassados depois, outros interesses se levantam. Dacă s-a întâmplat altceva, voi știți bine ce interese sunt. Agora, cu TAS decidir, não sei o que é que vai decidir. Acum, ce va decide TAS, nu știu. Mulți oameni din fotbalul românesc spun că după evoluția echipei și după ce s-a întâmplat în ultimul timp la FC Vaslui, ar fi echipa care ar merita să câștige campionatul. Este Vaslui îndreptățită să creadă că merită? E cea mai bună? Multe gente de fotbal de România diz que Vaslui tá joga um bom jogo, tem uma melhor equipa. Achas que Vaslui é normal, é justo ganhar o campeonato? É. Dá. É. É justo. E é correto, se exponham assim. O Vaslui, por tudo o que passou, pela recuperação que fez. Pentru tot ceea ce am făcut aici de când am venit și pentru cât de multe puncte am recuperat față de celelalte echipe care erau în fața noastră. Por jogar limpo dentro do campo e fora do campo. Pentru că am jucat foarte corect pe teren. Merece inteiramente este campeonato. Eu cred că noi merităm să câștigăm campionatul. Veți continua cu Vaslui și din vară? În futuro você vou ficar aqui como antrenador? Tem mais um ano de contrato? Mais um ano de contrato? Depende daquilo que o vosso entender. Depende de ce va înțelege domnul președinte, ce își va dori domnul președinte. As conversas que nós temos tido? Discuțiile pe care noi le-am avut. E já falamos do futuro? Deja am vorbit despre viitor. Penso que sim. Iar eu cred că voi rămâne aici. Penso que no dia 11 volto. Para começar a trabalhar no dia 12 de julho. Eu creio que pe 11 iunie mă voi întoarce ca să încep treaba pe 12. Îl veți păstra pe Wesley? Vou ficar Wesley aqui? Penso estar na mesma situação que eu. Também tem um ano de contrato e... Eu creio que și el e în aceeași situație ca și mine, e mai are un an de contract. Mas o futebol é surpreendente. Dar fotbalul e surprinzător. Nunca sabe o que se vai passar e... Niciodată nu poți să știi ce se va întâmpla. É... Pode haver clubes interessados em que o clube venda, não sei. Poate are cluburi care sunt interesate de el, poate clubul va vinde, nu se știe. É... Depende também da vontade do jogador ou não. Depinde de ce își dorește și jucătorul. Muita coisa. Sunt foarte multe lucruri. A certeza que eu tenho é que na próxima época o Vaslui tem que ter um plantel muito mais equilibrado se quiser ter pensamentos altos. Dacă există o certitudine pe care am eu, e că Vaslui în campionatul viitor trebuie să aibă un lot foarte, foarte echilibrat dacă își propune obiective înalte. Dar ar vrea să-și păstrați pe Wesley Valcoreanu dacă ar pleca? Parece mal să Wesley vă să ieri de aici. Repare, a questão, toda a gente sabe que o Wesley é o melhor jogador da Roménia. Me arrepia porque toda a turma acha que o Wesley é o melhor jogador da Roménia. Estrangeiro. Não interessa, estrangeiro. Sim, sim, sim. Estrangeiro. Mas o futebol não depende de um jogador. Dar futebol não depende mais de um single jogador. Ou de um treinador. Só de um treinador. Cristiano Ronaldo também estava no Manchester United e foi para o Real Madrid. Cristiano Ronaldo a fost la Manchester, acum e la Real. Vă dar un exemplu para as pessoas entenderem isto que eu vou dizer. O să vă dau un exemplu ca voi să înțelegeți ceea ce vreau să spun. Futebol Clube do Porto. FC Porto. Melhor echipă portuguesă. Cea mai bună echipă din Portugalia. Já ganhou Champions League e Liga Europa. Deja a câștigat Champions League și Europa League. Todos os anos vende da sua equipa base 3-4 jogadores.
În fiecare an vinde din echipa de bază 3-4 jucători. E continuă a ganhar. Și continuă să câștige. Aqui é quando se jogadores têm que entrar outros com grande qualidade. Aici, în momentul când un jucător părăsește clubul, trebuie să vină altul cu bună, cu o calitate bună. Para a equipa manter um nível alto. Ca echipa să rămână la un nivel înalt. E o futebol é isto. Asta e fotbal. Saída de treinadores, saída de jogadores, entrada de novos treinadores, novos jogadores. O futebol é movimento. Pleacă antrenori, pleacă jucători, vin alți antrenori, vin alți jucători. Asta e fotbalul. Fotbalul înseamnă mișcări de genul ăsta. Fece Porto tem uma academia por jovane. Sim, é muito importante. Da, é foarte important. É importante haver uma base jovem. É importante să ai o bază de tineri. Que se comece a trabalhar 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos. Care să aibă posibilitatea să lucreze la 12, 13, 15, 16 ani. Para ter depois algum aproveitamento. De alguns jogadores jovens poderem entregar à equipa principal. Pentru a da posibilitatea celor care se ocupă de prima echipă să aducă la prima echipă jucători tineri de jos. Mas aqui na România trabalha-se de uma forma diferente. Dar aici în România cred că se muncește de o altă manieră. Eu acho que em todos os clubes aqui da România que fazem isto. Eu cred că mai toate cluburile din România se întâmplă asta. Uma programação para a época seguinte. O programare pentru ce urmează requiere algum tempo de antecedência. Presupune anumit timp de lucru din spate, o pregătire prealabilă. Aqui espera-se por final do campeonato. Aici se așteaptă finalul campionatului. Para depois se programar e fazer aquisições de novos jogadores. Și după aia de-abia se face programul și se încearcă achiziționarea de noi jucători. Às vezes é tarde. Că de multe ori asta e foarte târziu. Porque os campeonatos normalmente em toda a Europa já terminaram a semana passada. Pentru că toate campionatele în Europa deja s-au terminat de săptămâna trecută, majoritatea campionatelor. Há jogadores, novos jogadores que foram contratados em fevereiro, março, abril. Sunt jucători care au fost au semnat noi contracte deja din februarie, din martie. Quando nós quisermos chegar a alguns jogadores, pode ser que seja tarde, que já assinaram para outros clubes. Quando se dorește, quando nós s-ar putea să ne dorim un anumit jucător, deja s-ar putea să fie târziu, pentru că poate acest jucător a semnat cu un alt club. Eu acho que tem que se trabalhar muito antes nesse aspecto. Eu cred că în perspectiva asta toate lucrurile astea trebuie pregătite din timp. Vă așteptați la un stadion plin la ultimul meci cu București? Așa, știi tu, Tudu, cadeiras de stadio ta com gente no último jogo. Independentemente daquilo que nós vamos lutar no próximo domingo. Independente de ceea ce pentru ce o să luptăm noi duminică. Eu acho que é justo. Eu cred că e corect. No domingo o estádio está cheio. Ca stadionul la meciul ăsta să fie plin. Em relação àquilo que a equipa tem feito. În legătură cu ceea ce a făcut echipa până acum. Merece o carinho e o calor dos seus adeptos. Credem que a equipa merita caldura e sprijinul suporterilor duminica. Acho que era uma forma de percebermos que sempre estivemos juntos até ao fim deste campeonato. Eu creio que é a forma prin care să ne facem înțeleși că vrem să fim împreună până la finalul acestui campionat. Care este situația lui Sabio și lui Prăvan? Să te-am înțeles că ei au fost cristaleze de acolo. Que sabes de Sávio e Bragança? Porque ele entendeu que Sávio e Bragança fechou o contrato com o nosso clube. São problemas da direção. Estas problemas da administração. Realmente foram duas contratações que não trouxeram qualquer efeito à equipa nestes 5 meses. Au fost două transferuri care nu cred eu că nu și-au produs efectul la echipă în astea 5 luni. Por isso é que eu disse, tem que se trabalhar com muita antecedência. Pentru asta eu am spus că problemele astea trebuie pregătite cu multă atenție și din timp. Quando se faz aquisições muito em cima da hora. Când se fac achiziții de ultim moment. O engano é maior do que a certeza. E posibil să te păcălești.
vinul de Porto mai e la rece? Te, vin de Porto, te, te in, in frigero? Da, l-a guardat. E acolo, e pregătit. De qualquer maneira, depois do final do, do campeonato no domingo? Depois do final do campeonato e de domingo? Eu terça-feira vou para Portugal. Março se aplica em Portugal. Mas gostaria de nos encontrarmos aqui na segunda-feira. Dar-me a plăcea să ne întâlnim luni aici. A uma hora a combinar. La ora asupra căreia să convenim. Para vermos o brinde do Porto. Ca okay? Să bem um vinho de Porto. Okay?